Salutare și astăzi aflăm răspunsul la provocarea săptămânii. Trei autoturisme se apropie de această intersecție și virează la dreapta. Care din ei au procedat corect? Cunoaștem cu toții că obligația unui conducător auto înainte de a schimba direcția de deplasare la dreapta este de a se apropia din timp de partea dreaptă a carosabilului. Deci, autoturismul verde, cât și cel roșu, era obligat din timp să selecteze banda din dreapta. Însă, virând la dreapta, cât și cel verde, cât și cel roșu, poate produce un accident rutier, deoarece autoturismul albastru are tot dreptul să continue deplasarea înainte. Deci, răspunsul la provocarea de săptămâna aceasta este inima de culoare albastră. Succes, dragii mei, și aveți grijă la drum!